Bună ziua, bine ați venit la Profit sau Pierdere. Discutăm, ca de obicei, despre economie în acești termeni, despre, cum spuneam în titlul de emisiunii, despre profit și pierdere. Cred că astăzi vom discuta mai mult despre profit, pentru că am un invitat special în studio. Este vorba despre domnul Cristian Negruțiu, director la compania DSV Solution. Bună ziua, domnule Negruțiu, bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Compania DSV Solution se ocupă cu, sau are ca domeniu de activitate, transportul și logistica, și am spus că o să discutăm un pic despre profit de data aceasta, pentru că am văzut cifrele dumneavoastră sunt în creștere, dar toate la timpul lor. Pentru că faceți acest, acest domeniu de activitate, de transport și logistică, haideți să plecăm de la cum simțiți dumneavoastră pulsul economiei, pentru că discutăm de câțiva ani de criză, despre problemele din economie, să vedem cum simțiți dumneavoastră ca și operator economic direct această situație. Um... Da, este o temă la modă asta cu criza și în ultimii ani, dacă deschidem radio-televizorul, presa scrisă, în altă toată media, toată lumea se plânge că e criză, că lucrurile merg în jos, că nu, nu se pot dezvolta. Opinia noastră este că... E diferită. E un pic un pic diferită și uh, se bazează pe abordarea antreprenorială și, până la urmă, pozitivă. Oamenii și companiile fac economia și nu criza. Sigur că ne afectează, sigur că lucrurile pot fi mai bine, dar lucrurile sunt, sunt împinse înainte de către companii și de către oameni din spatele companiilor. Și am să vă dau poate și câteva exemple. Noi avem în jur Mara. de 50-60 de clienți din domenii foarte diferite. Am văzut că aveți clienți de la domeniul FEM, mă rog. F alimente, F F alimente haine, chimicale, anvelope. Producători industriali, nu. Producători industrial. Toate, toate, toate tipurile de clienți pe care îi gestionăm C un depozit, cât și pe partea de transport. Și vreau să vă spun că și aici am observat același fenomen și la ei. Unele companii sunt în criză, altele nu sunt în criză. Unde, unde e diferența, oare? Sau? Cred că diferența vine din modul în care privesc, în primul rând, lucrurile. Nu trebuie să aștepți drobul de sare să-ți în cap. Trebuie să, să, să acționezi. Și, așa ca o paranteză, discutăm de infrastructură, iarăși o temă la modă, uhum. în special pentru noi în transportul, lumea... Da, se plâng când vorbim de transporturi automate că nu avem nu, nu, avem, la nu avem autostrăzi, nu avem mm -hmm. drumuri, nu avem Ok, nu avem, știm că nu avem. Mm -hmm. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne lamentăm toată ziua și să vrem mm -hmm. condiții este egale pentru toți. Toți trebuie să facem uh, afaceri și să contribuim uh, în, uh, în România. Uh, e foarte bună și autostradă când va fi și când vor fi, sunt binevenite, dar uh, Asta nu înseamnă că trebuie să așteptăm momentul acela să nu facem nimic până atunci. Plătați pentru ideea de a... firmele de a se adapta la mediul, și de a încerca să-și facă, să facă dezvoltarea, poate cu resursele propriu sau cu management, cu un management propriu? Cu management propriu și cu abordare deschisă către uh -huh. client. Uh -huh. V-am spus, noi avem în jur de 50-60 de clienți, uh, unii dintre ei foarte vechi, de peste 10 ani, uh, și cu timp am început să învățăm și noi de la ei și să vedem că lucrurile niciodată nu sunt uh, simple, dar în același timp, dacă ești aproape de clientul tău și ei, la un sunt aproape de clienții lor, uh, nu se poate să nu ai o direcție pozitivă. Având clienți din domenii atât de diferite, cum spuneați, de la industria alimentară sau producători de alimente până la, eu știu, zona industrie, industrială eolienă, am văzut da, industria da, eoliană da, sau industria energetică, da, da. Uh, E complicat să vă adaptați pentru uh, fiecare, pentru cerințele fiecăruia sau uh, nu e așa de uh, complicat? Este destul de complicat, în același timp este interesant, mm -hmm. pentru că în fiecare zi ai oportunitatea de a învăța lucruri noi și uh, de a fi în contact cu toți acești clienți. Uh, important este să, ca um, acești clienți să simtă că au persoane dedicate uh, care le răspund la cererile lor și care le rezolvă cererile lor și uh, mm -hmm. Lucrurile astea se văd în timp uh, prin parteneriatul pe care îl avem cu ei și prin uh, o, um, o evoluție a raportului care trece dincolo de o simplă înțelegere contractuală. Ați vrut mai devreme să dați câte un exemplu sau mai, nu știu, două de, de, despre clienți vis-a-vis -vis de relația cu ei, comercială, evident, da. despre ce ați putut învăța unii de la alții și deși de la. Dumneavoastră a. și dumneavoastră de la ei, poate da și câteva exemple de afaceri mai interesante sau de, de, de felul în care ați derulat a. o afacere sau alta. A, lucrurile, cum să vă spun, evoluează de la lucruri foarte complexe. A, menționați proiectul acela de instalare de energie eoliană. Uh -huh. Acela a fost un proiect foarte complex, ce a presupus transferul morilor de vânt din Constanța către locația de Moldova Nouă. Deci, destul de, de parte din Dobrogea, iată, din până spre Banat. despre Banat. A fost un transport multimodal, am folosit inclusiv Dunărea, și mi-aduc aminte că în perioada Dunărea era foarte scăzut, am avut probleme și cu Dunărea. Văd de anul acesta, nu? Anul, a, a, anul, a anul trecut a fost acest, acest proiect. Da? da, era aceeași problemă. Uh -huh. În momentul în care am ajuns cu centralele astea, cu morile de la în zona aceea, Moldova Nouă, am constatat că drumul nu era potrivit pentru cât de mari erau ele. Și a trebuit să facem un drum, apropo de infrastructură. Uh -huh. Sigur că noi am fost un fel de integrator de proiect. n am făcut noi efectiv drumul, că nu noi facem drumuri. Uh -huh. Dar ăsta este un exemplu de, de lucru în care nu am așteptat să facă cineva un drum. Am mers noi mai departe. Astea sunt proiecte complexe. Pot să vă dau și exemple, poate mai hazli așa și mai, mai directe. Avem, vă de exemplu, vă. un client pentru care găurim chiuvetele. Da, este un client, ce da, eu, este da, un client. sens? de unde a venit această Este un client din domeniul electrocasnicilor. Știți că în România, gaura la chiuvetă, poate să fie I -i. pe stânga sau pe dreapta. I -i. Dacă acest client ar fi făcut acest lucru afară, unde se produc acele chiuvete, ar fi însemnat că ar fi trebuit să-și creeze două produse separate, ar fi însemnat o complexitate pentru el. I -i. Și atunci... Am zis, hai să o facem în România. De ce să o faci tu afară? Să ai alte costuri? O facem noi în România și cu costuri mai mici și mai aproape de client, că până la urmă despre asta vorbim. De clientul uh -huh. lui, el este clientul nostru, dar noi trăim prin clientul lui. Că Atunci... că, cred că e un exemplu relevant, pentru că iată, arată ceea ce, cum spuneați înainte, cum se poate derula o relație... Cu corectă și, eu știu, foarte directă cu un client, pe de-o parte, pe de-altă parte, la fel de relevant ce spuneați un pic mai devreme, și anume atunci când e nevoie să trebuiască să faci un drum, sigur, da. nu de proporțiile da. unui da. autostrăzi, uneori trebuie să, faci, și, să da. faci acest lucru pentru a derula acea afacere. Poate că acestea au fost secretele cu ghilimele mm -hmm. ieșirii, sau, mă rog, neintrării, poate în criza unei companii, precum a dumneavoastră, sau a altor companii. Da, cred că aici, cred că aici constă diferența și uh, pentru noi uh, clientul nu e o vorbă în vânt, așa. suntem în contact cu el zilnic și uh, căutăm tot timpul să-i explicăm uh, și să învățăm împreună. Că asta este, cred, cuvântul, cuvântul, cheie. Pentru că o relație în domeniul acesta al logisticii, al transportului, se construiește în timp. Lucrurile nu merg 100% bine din prima zi sunt mm -hmm. foarte multe cu de pus la punct la noi ne ocupăm de tot ce înseamnă supply chain al clientului mm -hmm. uh, Haideți să explicăm un pic uh, ce înseamnă acest domeniu logistic poate trebuie să începem de aici dar niciodată nu târziu da. pentru publicul larg, mm -hmm. ce înseamnă de fapt logistica? Noi de multe ori când ne gândim la logistică da. ne gândim la un depozit în care au loc nu se pun acolo diverse e, chiar materiale Chiar asta și înseamnă da, în așa, simplu simplu vorbind înseamnă un depozit și niște camioane pe lângă acel depozit Într-un sens mai larg înseamnă, de fapt, concentrarea pe activitățile esențiale pentru clienții noștri. Noi, de fapt, asta, asta este scopul nostru în societate și menirea noastră ca, ca, și industrie. De a... Pentru orice companie există niște activități esențiale. Pentru multe companii din lumea aceasta, logistica nu este o activitate esențială. Și aici intervenim noi, pentru care logistica și transportul reprezintă o activitate esențială, suntem specialiști în domeniu. Eu, cum semna, O fel de diviziune a muncii, nu? E un fel de diviziune a muncii. Cheia, în opinia noastră, a viitorului, tocmai în asta constă. Spunea un economist, pe care nu mi-a aminte acum, dar oricum, de la care am învățat mult, în viitor competiția nu se va da între companii, ci între rețele de companii. Uh -huh. Dacă ne uităm și în industria la giganții IT, planul, la o companie cum e Dell. Dell face computere, dar de fapt le fac alții. El activează într-un supply chain, într-o rețea, în care furnizorii mm -hmm. uh, sunt capabili să se ridice la ștacheta trasată de Dell și să furnizeze, până la produsul cerut de client. Mm -hmm. În această parte ne, ne, ne aflăm și noi și preluăm această activitate, care poate nu este esențială pentru unii, mm -hmm. logistica și transportul. Și credem cred că nevoie noi o nu? facem mai bine. Și nu. mai facem ceva. Așa. Uh, și iarăși asta ține de, de misiunea noastră în, în, în această piață. Uh, orice activitate presupune un cost. În momentul în care orice operațiune pe care o efectuezi uh, in-house, cum se spune, generează un cost fix. În momentul în care externalizezi de acea operațiune, costul fix se transformă în cost variabil, ceea ce iarăși aduce un avantaj competitiv important pentru mulți dintre clienții noștri. Apropo de activitatea dumneavoastră de logistică, ați anunțat că veți deschide, nu? Înțeleg, un da. nou depozit da. în apropierea Bucureștiului. Da. Când va avea loc Depozitul este, practic, gata. Uh -huh. El va fi operațional la începutul lunii octombrie. Pe 18 chiar ne pregătim de o inaugurare de o oficială. O festivitate. festivitate, probabil, festivitate uh -huh. mică festivitate. Uh -huh. Da, iarăși este un pic contra curentului Într-un în care lumea, lumea vorbește de restrângerea activității și în care auzim iarăși, revenind mm. la media, mm. știri că Olchim s a oprit în mm. activitate, că... Una, una sau știu, alta, sau s-au da. întâmplat. Mm. Noi încercăm să aducem acest mesaj pozitiv, să spunem, da, deschidem un depozit de 20.000 de metri pătrați în zona Bucureștiului. Da, ne dezvoltăm. Da, încercăm să facem lucrurile mai bine și mai, și mai altfel. Și... Credem că acest lucru se reflectă nu numai în, în rezultatele noastre, care, ok, sunt niște rezultate bune, dar și în responsabilitatea noastră socială pentru că și în implicarea noastră în viața comunității de acolo. Va fi un depozit de clasa A? Va fi un ce va, înseamnă clasa Va fi, a fi un depozit de clasa A. Acest lucru înseamnă că va avea o înălțime utilă de 11 metri. Uh, va fi dotat cu rampe moderne, mm -hmm. cu sistem de supraveghere video, cu infrastructură modernă, modernă, va fi operat cu ajutorul unui sistem de gestiune foarte performant. Uh, clienții care vor intra în acest depozit uh, uh, vor fi... Uh, vor avea asigurate cele mai înalte standarde posibile în România la, la acest mm. moment. Am o sigur o curiozitate curio jurnalistică și anume uh, aveți deja clienții, uh, uh, să zicem uh, da. pentru contractați a, pentru că... a, aproape sau parte dintre a, ei. Nu? Depozitul mm. este în proporție de 60% deja, mm. deja ocupat. Mm -hmm. uh, Ne-am preocupat pentru că știam, deși construcția a fost foarte rapidă, iarăși și o premieră am semnat contractul în aprilie pentru semna, pentru construcția depozitului și iată că el este gata. Uh -huh. Între timp am reușit să-l promovăm și să să avem către ceva clienți, clienți și nu? să avem un răspuns pozitiv din partea lor. Ne bucur acest lucru, asta arată că compania noastră are un Mm -hmm. are un uh, nume în piață și că putem merge mai departe de aici. Apropo de mers mai departe, să ne aruncăm o scurtă privire și pe cifre și uh, un pic în, uh, în urmă cu câțiva ani. <coughs> și ceea ce discutăm noi aici este susținut de cifre. Iată, în 2006 aveați o cifră de afaceri în lei raportată de 70 de milioane de lei. În 2011, deci anul trecut, ați încheiat uh, anul cu un exercițiu financiar cu o cifră de afaceri de 120 de milioane de, de lei, aproape uh, dublu. Cifra vorbește de la sine, nu? Da. Este o, o cifră frumoasă, și anul acesta chiar, o vom, chiar, chiar va fi dublă, pentru da? că obiectivele pentru anul acesta sunt la fel de ambițioase, nu ne oprim aici. Acest lucru se datorează, în primul rând, clienților noștri. <coughs> și, încă o dată, țin să le mulțumesc și să-i asigur de tot, de tot suportul nostru în continuare. Dar și... e interesant aici, scuzați-mă, pentru că am văzut, iată, o, o creștere a cifrei de afaceri, e o creștere și a profitului, e... dar e interesant aici o scădere a numărului de angajați. 474 da. până la 273. Înseamnă că o restructurare a avut loc sau ați externalizat niște e... servicii care, care Au lucrați? Au avut loc ambele operațiuni. Sigur că noi, dacă predicăm externalizarea, uh -huh. era e ciudat să nu o facem și noi. Și uh -huh. o parte din activitățile care la fel pentru noi nu sunt esențiale, mm -hmm. au fost externalizate. Și aici mă refer nu numai la activități gen nu știu. curățenie, Contabilitate? Ah, mă, mă nu. refer chiar la activități Service în depozit. Contabil, nu, 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 nu e apărat. Acestea au rămas in-house. Ah, mă da? refer chiar la activități uh, conexe depozitului. De mm -hmm. exemplu, avem uh, un domeniu în care uh, creștem puternic în ultima perioadă. Sunt serviciile cu valoare adăugată. Foarte mult, apropo de găuritul chiuvetului uh -huh, de care vorbeam mai devreme, uh -huh. foarte mulți clienți solicită servicii de etichetare, uh -huh. munfoliere, diverse promoții, uh -huh. pe urmă de a produselor, pentru a se distinge și de competiție. Așa le faceți, nu? Așa le facem și noi cu, 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 cu parteneri externi. Încercăm chiar să utilizăm, am încercat să utilizăm chiar niște firme de leasing, Uh -huh. De personal. Din păcate, nu am găsit încă flexibilitatea necesară, uh -huh. uh, și dar încă căutăm pentru a ne duce și noi spre un model în acesta cât mai flexibil și cât mai. De fapt, este una din uh, punctele esențiale ale strategiei grupului DSV. SV. Ei o numesc uh, Light Asset strategii. Suntem la un post de radio în franceză. <laughs> nu contează, se dar uh, și... <laughs> uh, în esență. Noi, de fapt, ce suntem? Suntem un integrator de servicii. Și noi nu deținem foarte multe active în proprietate. Pentru că vrem să fim la nostru flexibil pentru... ca să fim flexibili pentru clienții noștri. Și noi, de fapt, nu deținem niciun camion. E poate ciudat. Da, da, da. Știm că așa funcționează economia, în esență. Aveți probabil o colaborare? Avem subcontractori. Atât în România, cât și la nivel european. Care, ne, care, care suntem într-un parteneriat pe termen lung și care ne asigură resursele necesare pentru a le furniza clienților noștri. Interesant. Iată exemple foarte concrete despre cum uh, o firmă, în specie, uh, DSV Solution, uh, a reușit să crească în vremuri de criză. Cu siguranță nu e singura din România, dar iată despre acest lucru discutăm astăzi în domeniu al, hai să spunem, industria logisticii. Invitatul meu, vă reamintesc, este domnul Cristian Negruțiu, director la compania DSV uh, Solution. Um, am creonat, domnule Negruțiu, să spunem, iată cam cum merge această industrie. M-aș întoarce un pic la temele generale, pentru uh -huh. pentru că am început prin a lua pulsul economiei și, sigur, o temă mult discutată în ultima perioadă este relația mediului de afaceri, a companiilor cu uh, statul. Și aici uh -huh. ne referim la stat, de la bugetul de stat până la administrație. Uh -huh. Din punctul dumneavoastră de vedere, cum vedeți această legătură, această colaborare? Um... Am să vă dau un răspuns foarte, foarte, direct aici. Eu personal și cred și colegii mei suntem adepții a ceea ce se numește statul minimal. Statul trebuie să reglementeze și să nu se amestece. Dacă ne uităm și în istoria noastră recentă, sau mai puțin recentă, vedem că statul nu este un foarte bun administrator. Și noi considerăm că, atât cât se oferă un mediu stabil, lucrurile vor merge în direcția bună. Aceasta nu înseamnă că ne-am dorit și noi, de exemplu, o scădere a CSE-ului. Da, exemplu, acolo e marea durere. Pentru, pentru că mulți este marea noastră durere. Da, din am, de, a mulți angajați, deși spus, am discutat mm -hmm. mai devreme că a scăzut, mm -hmm. în continuare numărul este mare, sunt mm -hmm. în general uh, muncitori în depozit, mm -hmm. despre ei vorbim, la care. Uh, presiunea noastră pe, pe costuri este foarte mare și atunci mm -hmm. orice scădere a acestui CASE, de exemplu, ne-ar mm -hmm. ajuta în a... Poate chiar a angaja alți oameni. Poate sau, chiar a angaja alți mm -hmm. oameni și a, și a... Sau ai plăti mai bine pe cei existenți. Pe ce mm -hmm. existenți. Pentru că mm -hmm. totuși vorbim de un salariu mediu foarte mic în România. Adică mm -hmm. discutam cu mm -hmm. colegii noștri din cadrul grupului mm -hmm. DSV și... Sunt uimiți cât ce mici sunt salariile în România. Adică. DSV fiind un grup. Uh, fiind de, un grup danez, o, danez, fiind un grup danez, cu filiale în toată Europa și în toată oh, lumea, okay. dar în continuare. Uh, Salariul în România e clar că nu pot merge la sus. Statisticile europene chiar așa spun. Avem totuși cel mai mic salariu, poate un pic mai, mai sus da. decât Bulgaria în acest da. moment. Dar, ne întorcându-ne la C.A.S., e adevărat ceea ce spuneți cu atât mai mult cu cât dacă, zic bine, la un leu plătit salariatului să mai plătește acel leu și că să mai stat, plătește. Nu? un leu, poate chiar nu unul, dar noi când ne facem mm -hmm. calculele, când ne angajăm un salariat, înmulțim mm -hmm. salariul lui net pe care îl negociem, exact. pe care îl avem în organigrama noastră, mm -hmm. trebuie să-l înmulțim cu 1,8. Da. A să aflăm costul uh -huh. salariatului pentru, uh -huh. pentru noi, ca și companie. Uh -huh. Ceea ce, e Ceea cam ce mult, este nu? un pic cam mult, într-adevăr, uh -huh. pentru că uh, nu este, până la urmă, uh, el sigur că am putea să mergem către un model în care el să-și pătească singur uh, uh -huh. dările către stat. Uh, se mai practică în anumite se mai industrie, practică, dar, dar E din, la limita. Nu, să spunem, noi nu? suntem o companie, pe de altă parte, foarte responsabilă uh -huh. social și. Tot timpul am spus că vom respecta exact toate normele și reglementările în vigoare și nu niciodată nu am mers pe formule de, de acest tip. Am înțeles. O, să spunem, sugestie, dacă nu e prea mult spus, a, și a dumneavoastră și a mediului de afaceri, este totuși de a, ca o viitoare administrație, pentru că acum nu putem discuta despre acest lucru, să uh -huh. se gândească din, mai bine la uh, acest. Uh, la contribuțiile sociale. Să le la numim. contribuțiile sociale și. Uh, se vorbește mult de stabilitatea mediului de afaceri. și acest lucru este, este important. Mm -hmm. Să avem uh, lucrurile mai clare și uh, proceduri mai ușoare, în general. Mm, Pentru de și birocratizare, E și un pic, de, un pic multă birocrație în momentul în care, în relațiile acestea. Bun, haideți să, să ne întoarcem la companie. Spuneați că aveți uh, clienți din menii diferite. Eu acesta un avantaj sau e până la un punct un dezavantaj. Sau ce vedeți din acest, acest tip de colaborare? Mai degrabă avantaje. Mai nu? degrabă avantaje pentru că specific iarăși companiei noastre este că nu depindem exclusiv Uzi. de unii client. Deci dacă un client Expone... are o problemă sau o industrie ar avea o, o problemă, nu, nu suntem Eu arecum modelul Jack Welch General Electric, știți că el Jack Welch avea viziunea asta, domnule, trebuie să investesc, să fiu prezent în toate domeniile de business, uh -huh. pentru că nu pot merge toate prost odată. Uh -huh. Cel puțin uh -huh. câteva vor merge bine și atunci investesc în toate domeniile. Da, e ca nu... și cum în, se spunea când avem sfatul acela pentru economisire, e ca și cum a spune că nu ne punem toate ole în același, același, în același coș. Uh -huh. uh, nu ne comparăm noi cu Jack Welch, dar... Uh -huh. uh, dar putem, învăța de, la dar el, putem dar... învăța de la el, pentru că este un... Uh... Uh -huh. A fost, Este un mare businessman. Și un vizionar, Un vizionar, de fapt, da. Și, practic, noi nu putem, de aceea noi nu putem spune, de exemplu, că avem o specializare într-un anumit domeniu. Pentru că nu avem, efectiv, clienții fiind așa de diferiți și așa de eterogeni, suntem cam specialiști în toate domeniile, suntem forțați să devenim specialiști în toate domeniile. Sigur că acest lucru duce la un consum mai mare de resurse din partea noastră. Asta vreau să spun. Micile dezavantaje stă înseamnă că trebuie să vă adaptați la fiecare client, nu? La domeniul Fiecare client să-i furnizăm resursele specifice, pentru că nu putem, de exemplu, avem clienți din domeniul anvelopelor și clienți din domeniul berii. Oamenii care se ocupă de anvelope nu prea se pot ocupa și de bere, că lucrurile sunt un pic diferite și atunci uh -huh. nu putem să venim cu aceeași rețetă pentru toți clienții. Trebuie să-i dăm clientului ceea ce își dorește și acel lucru sigur că generează un pic uh, niște costuri mai mari de gestionarea relației cu clienții, dar pe ansamblu efectul este pozitiv. Aceasta înseamnă, de fapt, a fi flexibil, uh, flexibilitatea în domeniul acesta al logisticii și al depozitării. Acesta e un pas uh, nu flexibilitatea important. Flexibilitatea este, este cheia în industria noastră, pentru că, de fapt, noi asta și facem, cum spuneam, uh, preluăm, uh, numai că preluăm costul fix și transformăm în cost variabil, uh -huh. dar încercăm să preluăm și toată bătaia lui de cap în domeniul logisticii pentru că logistica înseamnă mulți oameni uh -huh. în spate și oamenii ăștia trebuie gestionați, trebuie conduși și pentru client asta înseamnă o mare bătaie de cap. Uh -huh. Și noi încercăm să fim flexibili și să dăm clientului o soluție să zicem noi la cheie. Clientul să uh -huh. nu aibă nicio bătaie de cap în ceea ce privește uh -huh. uh, logistica. Acum, iarăși, tot de curiozitate vă întreb mai degrabă de business, nu știu, uh, și cum se tarifează, sau cum e relația comercială în acest domeniu? Pe metru pătrat, pe produs, pe numărul transport, sau, sau e de foarte flexibilă acest punct de vedere? În principiu, relația este pe ceea ce are clientul la noi în depozit. adică de este uh -huh. că se poate de flexibilă și de variabilă. Uh -huh. uh, paleți, kilograme, nu uh -huh. metri uh -huh. pătrați, pentru uh că -huh. metri pătrați sunt, uh, uh, sunt fixi. Mm -hmm. E ca și cum ar închiria. Am El, practic, plătește câți metri, câți paleți, da un mm -hmm. exemplu la pale, că e cel mai utilizat, da, 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 da. câți paleți are în depozit, câți paleți transportă. În mm -hmm. loc să-și plătească, de fapt, aici este cheia, în loc să plătească un depozit de 1000 de metri pătrați, plătește 1000 de paleți. Dar luna asta pot fi 1000, luna viitoare pot fi 800. Ceea ce e și pentru client. Ceea ce e și pentru client, că se presupune că și cifra lui de afaceri evoluează mm -hmm. în același ritm în care. Mm -hmm. îi, uh, deci, am putea spune că industria aceasta logistică este un bun barometru pentru este, economie. Este pentru un bun barometru pentru domenii din economie, nu? A, asta vreau să vă spun și eu. Este un bun barometru și este un, 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 un element care ne arată, practic, cum se mișcă economia. Uh -huh. Și noi am observat lucrurile astea și de asta vă spuneam că criza este doar. Nu că de destul, doar este, nu este numai la televizor, uh -huh. dar nu este așa de mare pe cât uh -huh. se vede la televizor și. Um, ăsta este mesajul pe care încercăm să-l un mesaj optimist că uh -huh. lucrurile merg în direcția bună din punctul nostru de vedere. E și e bine că... că o spuneți dumneavoastră, pentru că uneori da. mai se, se mai spune din când în când acest lucru de la guvernatorul BNR Mugur cu care domnia sa la un da. mai spunea, domnia să mai lăsăm un pic criza aceasta Că să mai vorbim de altceva până la politicieni, dar când spune un om de afaceri acest lucru, parcă are altă putere, cel puțin în emisiunea asta Profi sau Pierdere. Eu zic că depinde foarte mult încă o dată de oameni și lucrurile... lădați exemplu pe guvernatorul BNR, care și pentru mine este un exemplu de, de optimist prudent, de, exact, de voce exact. limpede în tot mm -hmm. în toată această plângere generală mm -hmm. uh, încă o dată, oamenii fac business-ul și oamenii fac companiile și oamenii merg mai departe. Mai avem, scuzați, mai avem numai 2-3 minute. Vreau să vă întreb, apropo de începutul discuției noastre de infrastructură, am vorbit un pic de infrastructură de rutieră, din punctul de vedere al infrastructurii feroviare, considerați că România stă mai bine sau nu? Ca un om care folosiți, nu? și Folosim nu pe scară largă de și e... aici nu neapărat este o problemă de infrastructură. Lucrurile merg și aici în direcția bună ca să fim optimiști până la capăt și merg în direcția bună prin prisma apariției operatorilor privați. Pentru de că, de fapt, nu problema nu e infrastructura, nu e mijlocul de transport, de ci de nou cine operează această infrastructură și aceste mijloace de transport. Și atunci, cu apariția operatorilor privați lucrurile, să lucrurile să merg bărățezi. în direcția bună asta bun. a forțat și CFR Marfa să se adapteze un pic eu am lucrat cu CFR Marfa cu câțiva ani și lucrurile erau Curașnici. destul de complicate, <laughs> complicate uh, bun. între timp uh, și aici se constată o evoluție pozitivă Bun, pentru ultimul minut al emisiunii o să vă rog să avem o privire îndreptată spre viitor, dar spre un viitor apropiat, ca de obicei în emisiunea noastră încercăm să facem o scurtă prognoză. ne a spus deja că anul acesta îl, îl veți încheia cu o cifră importantă de afaceri, oricum în creștere. Uh -huh. Cum vedeți așadar viitorul domeniului și viitorul economiei românești pentru următoarele 6-9 luni? Nu mai mult, că pormă Na, ne ducem e, în alte zone. E, e <laughs> complicat. Uh, în ceea ce privește economia românească, cred că va continua cu tendința aceasta de... de ușoară creștere. De ușoară creștere și de... Dar mai pronunțată pe anumite domenii. Dar mai pronunțată pe domenii și lucrurile în continuare sunt destul de, de amestecate. Contează uh -huh. foarte mult și ce se întâmplă în Europa, categoric. Suntem influențați și aici nu o să intru într-o dezbatere că... Nu, Sunt, e că e o dezbatere e la ordinea zilei de dezbatere. Da. În ceea ce privește industria noastră, lucrurile nu pot merge decât în bine, pentru că este o industrie încă aflată la început, care va suferi numeroase consolidări în viitor apropiat și... Uh, Când viitorul apropiat și consolidări, înseamnă cam la orizontul a 2 ani de zile, 3 ani de zile, nu? În viitor, da. Mm -hmm. Pe termen mediu mm -hmm. și lung... Industria fiind într -un, într -un, în, în perioadă de creștere, uh -huh. va vor fi probabil concentrări, fuziuni sau... Probabil concentrări, achiziții? fuziuni, în ce în ce mulți clienți vor începe să externalizeze, adică încă piața... Uh -huh. Nu, nu și-a atins potențialul maxim în logistică. Și lucrurile nu pot evolua decât în sens pozitiv. Mulțumesc! Așadar am ajuns de la o industrie în creștere la profit. Am vorbit, mă bucur că astăzi am vorbit mai mult despre profit și mai puțin despre pierdere în emisiunea noastră, pentru că vă amintesc să numește Profit sau Pierdere. Invitatul emisiunii de astăzi a fost domnul Cristian Negruțiu, director la uh, compania de logistică DSV Solution. Îi mulțumesc pentru prezență! Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători, și vă spun ca de obicei, sunt Constantin Rudnitski, vă invit să rămâneți pe RFI România, urmează știrile orei 2. Profit sau pierdere? Emisiune realizată de Constantin Rudnitski.